Este doar un cățeluș. A fost scrisă de o fetiță foarte drăguță de 12 ani. Pe numele ei, Ana Maria Roșcan. Da, voi o cunoașteți, o cunoașteți din alte povestiri, pentru că a mai fost prezentă pe la noi. A fost odată ca niciodată o fetiță pe nume Helen. Ei îi plăcea foarte mult să citească, adora animalele și învăța la cea mai bună școală din cartier. Avea cei mai buni prieteni, pe Mario, cel mai amuzant coleg de bancă, Molly, cea mai stilată, Nick, primul ei prieten, și pe Bianca, cea mai tare în toate. Avea și o familie grozavă. Fratele ei de 9 ani, Steve, era foarte simpatic uneori, uneori nu. Mama îi făcea cele mai bune prăjituri din lume, iar tatăl un foarte, foarte bun muncitor. Și bunica? Bunica sigur era un spion sub acoperire. Sau, mă rog, cel puțin așa credea ea. Era să-l uite pe cel mai important membru al familiei, cățelul Zender. Un cățel cu totul deosebit, cadou primit de ziua ei de la bunica. Să vă povestesc de ce era deosebit acest cățel Zender. Era ziua ei de naștere și bineînțeles că au venit prietenii ei cei mai buni și i-au adus cadouri care mai de care mai interesante. Nicky a adus un PC, unul adevărat, era categoric cel mai bun cadou pe care îl primise până atunci. A urmat cadoul lui Molly. Bineînțeles că erau haine, două rochi, una de vară și una de ocazie. O pereche de sandale cu un top micuț și o curea aurie de piele de șarpe. Vă vine să credeți, piele de șarpe! Apoi a urmat Bianca și cele două cutii ale ei. În cutiuța cea mică portocalie erau 4 filme de groaze, iar în cutia roz cu buline erau cele mai noi cărți din seria Însemnările unei puștoaice. Oare ce era în cutia aproape minusculă a lui Mario? A deschis-o și spre marea ei uimire era un colier, o brățară superbă și 2 perechi de cercei, toate din aur curat. Nu i-a venit să creadă. Aur? Era incredibil. Dar să știi că asta nu e tot, a spus Mario scoțând ceva din rucsacul pe care îl avea la el. O cutie muzicală, a spus Helen emoționată. Nu pot să cred că mi-a adus o cutie muzicală. E ultimul lucru pe care îl mai am de la bunica mea, dar vreau să ți-l dau ție. Ultimul lucru de la bunica lui. Era așa de frumoasă cutia muzicală încât parcă nici nu voia să o atingă. Voi avea foarte mare grijă de ea, i-a promis Helen. Ceva i-a atras însă atenția în mod deosebit. Cutia galbenă adusă de bunica, care căzute pe masă și început să sară de colo-colo lătrând. A ridicat capacul și a ieșit din cutie capul unui cățeluș. Avea culoarea unei înghețate cu banane, un botic drăguț cu mustăți lungi, un năsuc negru umed și lucioș, 2 ochi negri și niște urechi tare hazli. Una era ridicată complet, iar cealaltă clăpăugă doar de la jumătate în sus. Bunii, bunii, e cel mai minunat, incredibil, drăguț și extraordinar cățel din tot universul. El e cadoul din partea familiei, zise Steve. Acum spune ce nume o să-i dai. O să-i pun numele Zender. Și așa, Helen și Zender au devenit cei mai buni prieteni. Ea a fost alături absolut mereu. Când era bolnavă, stătea lângă ea și îi ținea de urât. Când a plâns la moartea bunicii, el a făcut-o să treacă mai ușor peste. Într-o noapte, visa că este un unicorn și a fost trezită de un zgomot puternic.
cineva le trai incredibil de tare. Nu putea fi Zendler, pentru că el nu latră așa de puternic. S-a ridicat și a observat că micuțul cățeluș nu era lângă ea, ca de obicei. A coborât iute la parter, unde Steve era într-un colț al sufrageriei și a observat în mijlocul camerei un câine uriaș, cam cât ușa de mare, care avea 3 capete. A tras aer în piept și a fugit către Steve. Steve leșină. Era clar un Cerberus puțin mai mic. Era negru complet, cu ochii galben strălucitori și urechi care semănau cu ale lui Zendler? Era el? Nu se poate! Zendler! Zendler, băiete! Cerberus o privi și începu să dea din coadă. Clar era cățelul ei, dar din păcate coada lui uriașă dărâmă toate vasele și măsuțele de la ușă. Helen închise ochii iar când i-a deschis, Zendler era iarăși micuț și drăguț. Sigur nu visase, pentru că toate vazele și măsuțele mamei erau încă dărâmate, iar Steve era încă leșinat. Tatăl a venit în fugă și a întrebat ce se petrecuse. Păi nimic! Steve-a! Zendler e un monstru! Strigă el când își reveni. Ba nu, e doar un cățeluș! L-a protejat ea pe Zendler. Avea 3 capete și urca niște faruri! Urlă el. Zendler schelălăia. S-a dus, l-a luat în brațe, apoi au mers împreună în camera ei. L-a pus pe un covor și i-a zis: dacă ești un Cerberus, te rog să te controlezi. I-a povestit mamei tot visul, iar ea i-a zis: nu, draga mea, nu a fost un vis, totul este real. Trebuia să-ți spun asta de la început. Supărată de faptul că i-a fost ascuns adevărul atâta timp, a urcat în camera ei, unde Zendler avea în gură o carte cu titlul Cum să ai grijă de un Cerberus de casă. Și așa a învățat ce e de făcut pentru a evita astfel de accidente neplăcute. De atunci a avut multe aventuri cu simpaticul cățel. Învățătura poveștii, pentru că nu-i așa, orice poveste are și o învățătură, este următoarea. Toate cadourile sunt adevărate surprize, dar unele chiar întrec orice imaginație. Primiți-le așadar cu cea mai mare bucurie și bucurați-vă de orice lucru primit. Dragilor, eu vă pup, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă poveste. Vă spun că dacă scrieți și voi povești, eu încă le aștept în continuare pe adresa mea de mail, poveștilelui.pufiarond@gmail.com. Și până data viitoare, Pufi vă pupă, vă iubește și aveți grijă de voi! La revedere, la revedere! Dum 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 d